Pentru că asta și vorbeam, este eșec total în ceea ce privește negocierile, greva profesorilor continuă, veștile sunt proaste pentru părinți, sunt nevoiți să caute soluții pentru a ține copiii acasă sau în alte părți, pentru că la școală nu-i supraveghează nimeni sau acolo unde este în continuare grevă. Vedem declarațiile liderilor sindicali. După o oră de discuții cu ministrul muncii și cel al educației, reprezentanții profesorilor au anunțat că greva va continua. Am repetat și astăzi ceea ce noi am cerut ce avem noi pe lista de reivindicări, și anume găsirea unei soluții în așa fel încât să se acorde o majorare salarială până la finalul anului și, cel mai important lucru, să ni se garanteze printr-un act normativ că în legea salarizării profesorul debutant va avea salariu egal cu, cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Dacă debutantul ar pleca de la salariul mediu brut pe economie, la final de carieră un profesor să ajungă la egal cu medicul specialist, ceea ce este corect. Protestul se ține, în momentul de față nu există niciun motiv care să ne determine să renunțăm la el.